Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Observator. A fost o lună de campanie, o lună în care fiecare candidat a încercat să vă convingă să-l votați. Număr mare de candidați, mai ales pentru primăria orașului Pitești, unde și a fost și miza cea mai mare. Au fost surprize mari în urma alegerilor de duminică, atât la Pitești, cât și în alte localități din județul Argeș. Pentru prima oară de când este primar, Tudor Pendiuc a pierdut în fața viceprimarului Cornel Ionică. Sunt alegerile care vor intra în istoria Argeșului. Practic, județul Argeș a fost împărțit între PSD și PNL. Celelalte partide aproape nu au existat în opțiunile argeșenilor. Cum au votat argeșenii? Cine este noul primar al orașului, reședință de județ? Cine are majoritatea în consiliile locale? Dar și câți consilieri județeni au partidele? Aflați din ediția specială de astăzi dedicată alegerilor locale 2016. Zeci de ore de emoții, sute de minute în care au așteptat cu sufletul la gură rezultatul alegerilor. Și acesta a venit târziu în noapte și a venit cu o schimbare la conducerea Piteștiului. Conform numărătorii parțiale a PSD Argeș, Cornel Ionică a fost favoritul piteștenilor și s-a impus în fața independentului Tudor Pendiuc, la o diferență de doar câteva sute de voturi. Pe parcursul centralizării datelor de la secții, voturile au oscilat când pentru unul, când pentru celălalt candidat. Secțiile de vot s-au închis la ora 21, iar apoi au urmat clipele de așteptare și cu siguranță la Pitești a fost cea mai grea. Abia spre dimineață au venit posibilele rezultate finale, conform numărătorii parțiale a PSD-ului. Social-democrații îl dau câștigător chiar pe candidatul lor, Cornel Ionică, ce a reușit să obțină în fața lui Tudor Pendiuc peste 300 de voturi, devenind astfel al doilea primar de după Revoluție pe care Piteștiul îl are. Cornel Ionică este conștient de responsabilitatea pe care o va avea din postura de edil al municipiului, dar spune că acest lucru îl motivează și mai mult. Știu ce mă așteaptă, știu că nu va fi ușor, știu că piteștenii au foarte multe așteptări și am o experiență de 4 mandate de viceprimar care mă fac să mă gândesc că oricât de multe și mari eforturi am face, nu sunt puține pentru cetățenii municipiului Pitești. Cornel Ionică le-a mulțumit celor care au ieșit duminică la vot, chiar dacă opțiunile politice au fost diferite. Țin în primul rând să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, în programul meu, tuturor celor care m-au votat și celor care nu m-au votat. Și aș vrea să vă spun că chiar și le mulțumesc și competitorilor, contracandidaților, pentru că, mai bine spus, ne-au ținut mintea trează. Nu doar în Pitești s-au impus social-democrații. Din 6 orașe care sunt în județul Argeș, 5 se află acum sub conducerea Partidului Social-Democrat. Singura excepție este Costești, acolo unde s-a impus liberalul Ion Baicea. Și nu doar la Pitești, Partidul Social-Democrat are primar. Candidații social-democrați s-au impus în majoritatea localităților din Argeș. Câmpul Lung, Curtea de Argeș sau Bradu au intrat sub administrația social-democrată. Aceeași situație se prezintă și la consiliile locale și cel județean. Dacă înaintea alegerilor conducerea Partidului Social-Democrat Argeș își fixase un obiectiv de 80 de localități câștigate, candidații social-democrați au reușit să se impună în peste 70 dintre localitățile argeșene. Poate surpriza cea mai mare a fost oferită de câștigarea primăriei orașului Ștefănești. Zic că cele mai bune rezultate ale organizației PSD de 25 de ani, dar lucru care ne și obligă să fim foarte serioși. Al doilea partid ca număr de localități câștigate la aceste alegeri este Partidul Național Liberal. Liberalii s-au impus în puțin peste 20 de localități din județul Argeș. Restul localităților până la 102 au fost câștigate de celelalte partide politice sau de către candidați independenți. Având în vedere rezultatul parțial și faptul că la Pitești a câștigat PSD-ul la un procent care se preconizează de peste 40%, conform unor rezultate parțiale, Consiliul Local va avea
cei mai mulți consilieri socialdemocrați. PNL-ul va avea consilieri și ALDE, dar și PMP-ul și PAM-ul. Numărul lor va fi mult mai mic, însă în funcție de procentele obținute după numărătoarea definitivă a voturilor. La un procent preconizat de peste 40%, PSD-ul ar putea avea peste 10 consilieri locali. PNL-ul va avea poate 3 sau 4 consilieri, ALDE în jur de 5 aleși, iar Partidul Mișcarea Populară 1. Acest lucru se va decide, bineînțeles, după numărarea voturilor, dar rezultatele parțiale plasează Partidul Social-Democrat pe locul întâi cu aproape 50%. Astfel, câteva dintre cele mai răsunătoare nume de consilieri locali ar fi Dumitru Tudosoiu, Cristian Gentea, Tatiana Preduț, Sorin Apostolicianu, Laurențiu Zidaru, Narci Sofianu, Florin Gardin, Andrei Gerea, Eduard Morlova, Mihai Alexandrescu și independentul Dănuț Dinu va face parte din Consiliul Local. Tudor Pendiuc nu va fi consilier local pentru că nu a candidat și pentru această funcție și la Consiliul Județean situația se va decide tot în funcție de procentele obținute de fiecare partid în parte. Se preconizează, conform rezultatelor parțiale, în jur de 15 consilieri județeni de la PSD, iar restul de locuri vor fi ocupate de celelalte partide în funcție de procentele pe care le vor obține în urma numărării voturilor. Președintele Consiliului Județean Argeș va fi ales de consilierii județeni. Dar până la aflarea rezultatelor parțiale au fost emoții mari. Candidații au mers la vot, cei mai mulți împreună cu familia. Unii au fost mai matinali și au vrut să voteze de la primele ore ale dimineții. Și dacă până acum primarul Tudor Pendiuc ne-a obișnuit să vină la vot însoțit de soție și cele două fiice, anul acesta a venit și cu cel mai mic membru al familiei, nepoțelul său de doar 10 luni. Ce declarații au făcut candidații pentru fotoliul de primar al orașului, reședința de județ, imediat după ieșirea de la urne, vă arătăm în materialul următor. Am votat cu speranță de bine pentru piteșteni, cu gânduri bune, să fim aproape de oameni și să ducem lucrurile bune până la capăt. Lucrurile începute și altele care vor începe să fie în folosul, în folosul oamenilor și să fie ceea ce cetățenii, ceea ce oamenii au nevoie. Promitem un oraș frumos, un oraș în plină dezvoltare, un oraș cu care să ne mândrim, un oraș apreciat din toate punctele de vedere în țară și, și peste hotare. Doamne ajută și să dea Dumnezeu să fie bine. Doamne ajută! Am optat și asta am votat continuitatea și continuarea dezvoltării europene a municipiului nostru. Optez și asta am votat pentru ca nepoții noștri, copiii noștri, noi toți, să se bucure, să fie mândri de orașul lor. Am optat, optez și am votat pentru un viitor al municipiului nostru. Să vă dea tuturor și dumneavoastră și piteștenilor Dumnezeu sănătate și gândul cel bun. Unde așteptați rezultatul votărilor? Acasă? În Pitești. Municipiul Pitești. Tot cu nectarie? Cu absolut. Ia uite, este un vot la 10 luni. N-a plecat în picioare, dar sper că după acest vot va pleca în picioare. Este un moment important pentru Pitești și sper ca începând de astăzi orașul să-și recapete strălucirea de altă dată, să-și recapete forța sa tradițională. Pentru ce ați votat? Pentru exact acest lucru, ca orașul să-și recapete strălucirea. Sper, așa cum am mai spus, să avem după acest vot o administrație mai responsabilă și mai decentă. Există viață și după alegeri și sper ca majoritatea celor care vor vota să fie cât mai puțin dezamăgiți de cei pe care i-au ales. Am votat pentru un Pitești care va trebui să învețe să zâmbească. Am votat pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri și în special pentru copiii noștri. Și rog pe toți cei care au dreptul la vot să vină să-și exprime acest drept, pentru că indiferența nu va schimba lucrurile. Am votat împotriva corupției, am votat pentru tineri, am votat pentru schimbarea politică a județului Argeș. Sper ca cetățenii Piteștiului să înțeleagă că votul lor va determina nivelul de trai din următorii 4 ani. Până acum am trăit cum am votat. De acum încolo vom trăi cum se votează astăzi. Eu le doresc să aibă o zi luminată și o minte luminată astăzi. Am votat pentru schimbare și pentru aducerea orașului în rândul orașelor civilizate în anul 2016. Ce mesaj aveți pentru electorat, pentru piteșteni, să iasă la vot? Să iasă la vot. Voi vota pentru ca întâiul nostru drept, dreptul la o viață decentă să fie respectat, pentru ca micuții noștri copii să nu mai moară în spitale, pentru că știm cu toții că indiferența ucide și pentru că îmi doresc mai mult pentru cetățeni, nu numai pentru asfaltul și strada
pe care călcăm, îmi doresc pentru sufletul cetățenilor și îmi doresc pentru cetățenii în principal mai mult. Au fost mii de candidați la primării, consilii locale și Consiliul Județean Argeș. Unii au trăit emoțiile candidaturii pentru prima oară, alții, cu experiență, au făcut față emoțiilor mai ușor. Foarte mulți au simțit nevoia suportului moral. Tocmai de aceea s-au prezentat la vot alături de persoanele dragi și de prieteni sau de colegii de partid. Am venit cu tot dragul, suntem o echipă așa după cum știți, cum ne-am și autodeclarat și în fapt am dovedit și vom dovedi acest lucru. Care sunt primele gânduri acum după vot? Primele gânduri au fost să continuăm, să fie mai bine pentru cei de mioveni, să fie mai bine pentru argeșeni. Optimist după aceste alegeri? Respect dorința electoratului. Vreau să mulțumesc conducerii partidului, domnule președinte Valeca, colegilor domnului Manu, domnului Vergea, prietenilor, familiei, copiilor care au venit să mă susțină și care au și putut. Am votat pentru un Pitești al secolului 21 pentru că eu cred că este momentul să depășim vechea mentalitate retrogradă și să pășim împreună în contemporaneitate. Ca de fiecare dată venim la vot cu încrederea că lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine. Votăm pentru viitorul nostru, al copiilor noștri, pentru viitorul și bătrânețele liniștite ale părinților noștri și, de ce nu, chiar și pentru generația viitoare pe care ne dorim să rămână aici în țară și să facă din România o țară frumoasă, o țară modernă, o țară pe măsura bogăților pe care le are. Am votat cu gândul la viitorul copiilor și la bunăstarea comunității. Am votat pentru o viziune nouă și pentru schimbare. Am votat pentru locuri de muncă, pentru infrastructură și foarte multe facilități pentru copii și tinerii din comunitatea Mioveni. Argeșenii au ieșit la vot peste media națională, dacă în alte județe sau în București prezența la urne a fost extrem de redusă. În județul nostru, peste 50% dintre cetățenii cu drept de vot și-au exprimat opțiunile politice. Așa cum era și de așteptat, cei mai mulți dintre votanți s-au aflat în mediul rural. Mult mai conștiincioși, argeșenii din mediul rural au ieșit la vot încă de la primele ore ale dimineții. Astfel, din cele peste 50%, aproape 63% sunt din mediul rural, iar restul, de puțin peste 38%, sunt votanți din mediul urban. În Pitești, procentul este sub media națională. Peste 34% dintre piteșteni, adică peste 51.000 de votanți, au mers la urne. Pentru ce ați votat? Să fie mai bine. Cu ce gânduri? Bineînțeles, cu gânduri de mai bine. Acum trăim chiar cu speranța că va fi mai bine pentru noi și copiii noștri, cu siguranță. Și să dea Dumnezeu să fie chiar așa. Cu ce gânduri ați votat? Să mai se schimbe din asta. Sunt și administrator la vreo 5 blocuri și au cam bătut joc de spații verzi, de multe lucruri, sincer, fără comentarii câteodată. Speranță de mai bine, că ne-am săturat de rău și să scăpăm de hoție, că mă îngrozesc hoțiile care s-au produs până acum. Sunt extrem de supărată. Sunt foarte supărată. La nivel național, procentul a fost de 48,27%, în mediul urban 39,80%, iar în cel rural 59,71%. Cea mai mare prezență la vot a fost în județul Giurgiu, 62,99%. Cea mai redusă prezență, București, 33,09%. Argeșul s-a situat pe locul 21 pe țară din punct de vedere al prezenței la urne. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția dedicată alegerilor locale 2016. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Se încheie Observatorul, rămâneți, urmează Acces Direct. La revedere!